Salutare tuturor și bine v-am regăsit la al doilea episod. Suntem aici din nou pe Geometry Dash să continuăm pentru că mi-am zbătut viața, mi-am... Bun, ok, gata. Episodul trecut am făcut Kintlet Go, Base After Base, Dry Out, Polar Jaced, Back on Track și Stereo Madness. Deci continuăm cu Jumper. Hai să vedem ce o să iasă de harta asta. Vă asigur că deja o să înceapă hărțile mai grele și nu o să mai fie chiar atât de ușor, adică de acum încolo o să facem câte două hărți pe episod și maxim. Și vreau să vă mai spun că o să fie foarte rară seria asta. Adică nu o să fie chiar în fiecare săptămână sau așa, pentru că o să trebuiască să mă antrenez și chestii de astea, pentru că nu e chiar atât de ușor să faci episoade. Dar, ok, m-am antrenat înainte de filmare pentru această hartă și ar trebui să o știu, pentru că n-am mai jucat harta asta de extrem de mult timp, doar că nu mai știu partea asta, că aici am murit mai devreme. Aici am murit, uite fix aici, și deja nu mai știu. Îmi spune că era un bănuț aici sus, parcă, nu? Era jos, dar oricum le-am luat pe toate, parcă. Ba nu, am luat decât două. Nu mai știu partea asta. Ok. What? Am sărit, dacă trebuia să fiu mort, l-am crezut că am murit, bro. What? Am crezut că am murit, dar nu m-am mai concentrat. Bai, deci suntem pe Discord cu Morco și cu Ninja, zice și voi ceva. Salut. Ăsta a fost Morco și Ninja, văd că e rușine să apară pe episod. Da, abia vorbește, cred că își face temele cu maică sa pe Brainly. Da, continuăm. Continuăm cu episodul. Pentru că încercam să fac eu asta și cred că o să customizez un pic caracterul, pentru că vreau să fac și eu altceva și cu o altă culoare, pentru că am destule cu... Ce s-a întâmplat? Bun, hai să ne customizăm. Deci, vreau să-mi iau un alt de ăsta, dar nu știu cu ce. Nu știu cu ce. Ăsta? Știu că era unul în shop care era destul de marfă. Ia stai un pic. Unde era? Ăsta. Ăsta cred că era, nu? Nu, ăsta era. Ăsta era, așa. L-am luat pe acesta, că vreau să... Știu că era o combinație mișto cu galben, cu alb. Nu cu alb. Nu mai știu cu ce culoare era. Cu roșu și alb sau ceva genul. Uite, cu negru, cu albastru sau... Mamă, ce fumat! Ok, hai, lăsăm așa. Hai, deci continuăm cu Jumper. Ok. Deci, mă repet, nu este foarte grea harta asta, această hartă. Deci, zic că n-ar trebui să fie destul de grea. Dar credeam că am murit acolo. Ok. Continuăm. De asta era melodia asta, melodia enervantă de care spuneam, că îmi enervam eu colegii casa când mă jucam. Și... No, chiar e enervantă melodia, adică... Oh, shit. Pă bune, era să mor acolo. Da, pare nu mai știu harta asta, pentru că am jucat acum câteva ore. Bune. Dar trebuie să-mi rămân în cap. E, ok. Oh, am ținut apăsat acolo. Ok. Bun. Bun, 30 de minute după ce am intrat așa harta asta. Yo, wish, fuck, mamă, frate. Ok, 7 încercări. Vreau să văd acum câte încercări am. Deci de la episodul anterior, că aveam 29, acum am 73.
What the fuck. Bun, revenim și cu a doua hartă, sau să zic așa. Adică bine, a doua hartă o să fie Time Machine. Nu mai vorbi, că m-am dat de pe Diffon. Ok, eram pe Diffon pe ăsta, pe Discord, pentru că mai vorbesc foarte mult. Continuăm cu Time Machine, 8 steluțe deja devine, deci deja încep hărțile grele. Ok, hai să vedem. Nu mai știu harta asta, vă zic sincer, nu mai știu. Dar o să iasă, o să dureze mult. Cred că mai bine facem pe practice. Să mai repet, să zic așa, că nu mai... Ok, ok, stai mai devreme, ok. Bun. Deci chiar nu mai știu. Am luat bănuțul ăla, băi, nu l-am luat acum, dar... Ok. Mi se pare că harta asta nu era chiar atât de grea. Dar... parcă era o dificultate mai încolo. Parcă, ia. Ok, era asta. Care nu mă amețește deloc. Ok, asta e ușoară. Bun. Bun. Ok. Nu mai știu ce urmează, vă zic sincer. Fac și ce știu. What the fuck? Ce urmează? Nu! Nu pot să cred unde am murit. Wow, o să știu la cât am murit. Wow. Ok, revenim cu harta făcută. Oh, what the fuck, ce era să mor acolo? Ok, n-a fost chiar de grea harta asta pe cum a fost cea trecută. Dar na, ia uite că am terminat asta, așa că nu, iar nu vrea, nu vrea să stai, nu vrea să coopereze camera cu mine. Dar lasă că... Na, hai că stă, hai că stă, ok. Bun, nu stă bine deloc, dar ok. Un pic mai jos. Hai mă, vere, te rog, e frumos, stai și tu bine. Ok, mulțumesc, bun. Văd că ne-am mișcat, puteam să facem și cycles. O melodie destul de faină. Adică, de fapt, toate sunt faine, mă. Dar... nu știu ce să zic despre harta asta, dacă o să mai fie chiar de ușoară. Da, ok. Hai să vedem ce este. Oricum, harta s-a întâmplat o săptămână trecută, deci cred că cam știu așa ce mă așteaptă, dar... asta cu trei țepi mă enervează la culme. Ok, hai să vedem. Și începem voia. Hai! Primul bănuț. What, am uitat să sar. Ok, hai că n-am murit, ia taci. Ha, și începe asta. Oh, shit! Nu cred! Pe bune? Chiar am făcut-o? Ia taci! Ia taci că termin harta! First try?
First try. Oh. First try. De fapt nu, a doua încercare, că am mai la încep. Wow. S-a așa un bănuț acum. Pă bune, nu pot să cred, bine, filmează de 33 de minute, dar... M-am încurcat foarte mult la harta aceasta. Cât încercare am? 287 și la asta cât am? 124. Pă bune, first try? Ok, revenim cu XTB. Probabil nu cred că ați înțeles ce s-a întâmplat mai devreme, pentru că eu am spus, deci revin de la editare, am spus că nu o să fac XTB, am tăiat partea aia și revin cu XTB, pentru că era episod de 11 minute și am zis, bă, ce e asta, hai să fac și mai mult. Așa că facem și XTB și ne vedem pe la viitoare cu Clutterfun, cu Toe 1 și cu Electraman Adventures. După aia, da, mai departe, care... Bine, astea sunt ușoare, asta, cu asta și asta. Dar hai să facem XTB-ul și să ne încese. Adică nu cred că e o hartă chiar atât de grea. Pentru că m-am întrebat mai devreme. E și ninja cu mine, parpea, pentru că Morco a plecat. E foarte faină melodia. Deci mă repet cu tot că... Dar doar ascultați, vă rog. De ce era să mor așa acolo, nu știu. Ok. Pam 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 pam. Easy. Aici dacă apeși în asta albastre îți întoarce controlerele. Și apoi ești mort. De fapt nu ești mort, te întoarce în vezi. Sper că nu te mii din prima, pentru că n-aș vrea să te mii din prima. Da, nu cred că te mii din prima. Pentru că... ar fi ciudat. Și începe nebunia. Ok. Mă așteptam să mor acolo. Nu chiar acolo, un pic mai târziu, pentru că eu de obicei apăs repede acolo și muream, dar... Hai să mai încercăm o dată. Pentru că nu e grea harta. E foarte ușor, gen prea mea, adică chiar e foarte ușor, am luat acolo primul bănuț. Pot să iau și al doilea bănuț, dar nu prea știu cum pot. Adică știu unde este, dar că nu știu cum, pentru că mă omoară când trebuie acolo, dar e ok. Asta e ușor, dar e foarte faină melodia. Adică toate sunt faine, dar și asta e mișto, foarte mișto melodia asta. Păcat că nu iau copyright, pentru că pe primul episod mi-am luat copyright, dar asta e, ce să fac. Oh, shit! Am o vere! Ok. Aia e. Ok. Sunt un monstru în acestui joc! Sunt un monstru! N-ai ce să-mi faci! Oale over! Aia e, mă! 6 încercări, ai, nu mai mă joc jocul ăsta! Alte 4! Nu mai mă joc jocul ăsta în viața mea! Gazi că mă întrebați să n-a fost un rage, bă, dar... Asta e, mă! Am terminat și ăsta, am făcut și harta asta, ce mai vreți, mă, dată ta, mă? Bă, ce mai vreți, mă, bă? TTVR vreau să se ține de cuvânt. Bun, aici chiar se teme în episodul. Eu am fost TV, el a fost Ninja și ne vedem la un episod.